Tragerea la sorți pentru play-off-ul Cupei României, în care vor intra și 8 echipe din Liga 1, a avut loc vineri la Casa Fotbalului. UTA Arad și Foresta Suceava au fost primele echipe extrase. Deci prima echipă extrasă din urna A, UTA. UTA Arad va întâlni în deplasare echipa Foresta Suceava. Deci primul meci, Foresta Suceava, UTA Arad. UTA Arad ocupă în acest moment locul 6 în Superligă cu 15 puncte obținute în 10 meciuri. În ultima etapă de campionat, echipa antrenată de Ilie Poenaru a câștigat la Botoșani cu scorul de 2-1. Cei mai scumpi jucători din lotul bătrânei doamne sunt Claudiu Cheșeru, Florin Iacob și Paul Anton. De cealaltă parte, Forestea Suceava este liderul seriei 1 din Liga 3. Echipa antrenată de Dorin Goian s-a calificat în play-off-ul Cupei României după ce în precedentele două tururi a învins Șomuț Fălticeni și Dante Botoșani cu același scor 2-1. Meciurile din play-off-ul Cupei României vor avea loc miercuri 28 septembrie de la ora 16:30, cu excepția partidelor televizate. Iată ce a declarat antrenorul Forestei Dorin Goian pentru site-ul Sport SV despre meciul cu UTA Arad. Nu aveam niciun fel de preferință. Care erau sorții, asta era, trebuia să jucăm oricum împotriva lor. E o echipă de Liga 1, e o echipă de mare tradiție, cu o istorie importantă, dar cred că va fi un spectacol frumos. Noi fiind outsider, vom încerca să facem un prim 11 bun care să fie apt din toate punctele de vedere la ora jocului și să dea totul pe teren. Avem șansa noastră și vom juca până la capăt, a declarat Dorin Goian.